Haideți să vedem următorul set de exerciții. La subpunctul A avem minus 5 plus 2,7. Când avem numere cu virgulă, avem două opțiuni. Ori să le transformăm în fracții și să operăm ca până acum fracțiile, ori, în cazuri în care nu avem fracții, avem doar numere respectiv zecimale, număr finit de zecimale, să le operez așa cum știm deja din clasa A5 a cincea. Haideți să vedem cele două variante pe care le putem aborda, și uh, fiecare dintre voi va alege, desigur, varianta cea mai simplă să o aplice apoi singur. Deci, fac, fac 2,5 să fie fracție minus 5 plus 27, știm că scriem numărul fără virgulă. Supra 1, datatea 0 zerouri câte cifre am după virgulă, deci 10. Bun. Aici nu am fracție, de fapt am, dar nu o văd. Fracția noastră este minus 5 pe 1 plus 27 pe 10. Întotdeauna când nu am fracție, fracția de fapt există, este supra 1. Bun. Numitorul este 1. Doi la mână, întotdeauna când avem... Numitorul 10 sau 100, el este numitorul 10 100 1000, adică puterea lui 10, se operează mai ușor cu ele. Și atunci, chiar dacă de exemplu aici în loc de 2,7 aș fi avut 2,8, să spunem, și atunci aici la 2,8 pe 10, 28 pe 10, aș fi putut să simplific de exemplu prin 2. Varianta mai ușoară este să nu fac simplificări, să nu stric numitorul ăsta 10, pentru că este foarte ușor să înmulțesc cu 10 și simplificarea să o fac la sfârșit. Bun, și deci, aici nu este cazul că oricum nu puteam să simplific pe 27, fracția 27 prin 10 prin nimic. Amplific aici cu 10, deci minus 50 pe 10 plus 27 pe 10